Seara, dragii mei telespectatori, iată-ne din nou la emisiunea Pixelul Albastru, emisiunea de revista presii, în care prezentăm și analizăm articole din presa noastră locală, dar și din presa națională. Dar înainte de a analiza aceste lucruri, să nu uităm că duminică este un eveniment major pentru pașcani, la ora 12:30, la Casa de Cultură, vor veni doi oameni politici importanți, Blaga și Gheorghiu, la pașcani. Așa că să vedem să... ce spun aceștia. Să-i întrebăm, bă, ce vreți cu noi? Cum e? Nu? Reușim să ne ridicăm nivelul de trai sau... Așa. Pe www.vit.info, Cătălina Filote spune, cursuri de formare profesională la pașcani. Pășcănenii sunt așteptați să se înscrie la cursuri de formare profesională în domeniile comerț, construcții și operatori calculator. Șomerii care se află în evidență la AJOFM pot frecventa aceste cursuri gratuit, în urma cărora vor obține un certificat de calificare. Înscrierea se face la sediul Agenției Locale din Pașcani. Se pot înscrie pentru a frecventa aceste cursuri persoane cu orice vârstă, cu sau fără loc de muncă. Cei care lucrează și doresc o nouă calificare vor trebui să-și achite sume între 500 și 690 de lei, reprezentând contravaloarea orelor de teorie și de practică, care se vor desfășura pe durata a 2 luni pentru operator, calculator și 3 luni pentru comerț și construcții. Doritorii trebuie să știe că dosarul de înscriere va cuprinde o copie după actul de identitate, ultima diplomă de studii și adeverința medicală eliberată de medicul de familie. În cazul în care în cazul celor care lucrează, se va adăuga la dosar și o adeverință de la locul de muncă. Nu se știe încă locația unde se vor desfășura aceste cursuri, urmând să se stabilească în funcție de numărul celor înscriși și după formarea claselor. La nivelul județului Iași, AJOFM organizează cursuri de formare profesională pentru instalator, sudor, electrician, bucătar, ospătar, frizer, coafor, manicurist, agent de securitate, confecționer, bucătar, patiser, cameriste, recepționer și manager proiecte. Domnilor, numai de muncă să fie, că în rest calificări și de toate obținem. Locuri de muncă să fie. Noua esplanadă, scările și trotuarele vor fi spălate săptămânal. Primăria achiziționează utilaje, scrie Cătălin Cojocaru pe vtv.info. Pașcani face pași importanți spre civilizație și normalitate. Noua esplanadă, scările mari și mici, unde lucrările de reabilitare sunt aproape de finalizare, vor fi spălate săptămânal și măturate cel puțin o dată la 2 zile. Cel puțin așa susține primarul municipiului Dumitru Pantazi pentru menținerea curățeniei. Băi, să o vedem și pe asta. În acest sens, urmează să fie achiziționate o serie de utilaje moderne pentru spălat și măturat cu bani de la bugetul local. Propunerea urmează să fie înaintată spre aprobare Consiliului Local. Ar fi bine să fie așa, pentru că se păstrează, dacă s-a făcut un lucru bun, să-l menținem. Să vedem cu burienuțele care ies printre pavere ce se întâmplă. Poate domnul primar susține și ceva ierbicini, ceva? Suprafața totală de trotuare și pavaje este de peste 40.000 de metri pătrați, din care aproape 15.000 reprezintă doar esplanada. Vor fi măturate și spălate și trotuarele și aleile cu pavele de pe marginea străzilor. Yes! De asemenea, scările urmează să fie întreținute cu ajutorul utilaje manuale, nu cu măturoaie, cum era până acum. Eram din râsul curcilor, ca Rusia sovietică. Primarul Pașcalu spune că iluminatul public va fi pe măsură. Luminile de pe scări sunt deja funcționale și vor fi aprinse conform programului. Menționăm că termenul de finalizare al planului de dezvoltare a zonei Vale a fost prelungit până pe data de decembrie. Investiția este realizată din fonduri europene și de la bugetul local. Deci ei vor că pe 1 decembrie, când e ziua națională, să o facă pe esplanadă, probabil. Cam așa miros eu, așa. Uite ce frumos am făcut noi. Bun. E bine. Dar ia să vedem oameni cu adevărat care fac investiții. Cătălin Cojocaru pe btv.info spune, premii pentru campionii de business. Costarom 250 de noi de locuri de muncă. Încă. Intră pe piața chineză. Yes! Te rog să mai faci o fabrică la Pașcani. Minunat. Două societăți din Pașcani și una din Târgu Frumos au fost premiate ieri în cadrul galei campion în business. Organizată
Ieri la Iași, de Ziarul Financiar, cea mai importantă publicație de business din România. Este vorba despre societatea Terox Prod Pașcan, cel mai important furnizor din Europa de scaune auto pentru copii, grupul de firme Cosarom, precum și societatea Eurotex Company din Târgu Frumos. Premierea a avut loc în cadrul unei conferințe organizate la Hotel Internațional, la care au participat cei mai importanți oameni de afaceri din regiunea Moldovei. Societatea Eurotex a primit premiul pentru rezultatele economice excelente înregistrate anul trecut, după ce în al 2010 a fost premiată pentru cea mai dinamică dezvoltare a unei afaceri. Bă, e bine. Managerul societății Doina Cepales spune că va continua investițiile la Pașcan, deși a avut oferte și de la alte administrații locale din țară. În perioada imediat următoare ar urma să fie construită o fabrică de confecții pentru marile lanțuri de magazine din Europa și vor fi create peste 500 de locuri de muncă. Vă dați seama ce înseamnă 500 de locuri de muncă? Chiar dacă sunt așa la un nivel nu foarte mari, dar nu sunt nici mici. Deci e muncă. Dar principalul să fie locuri de muncă. Locuri de muncă. După aceea mergem la ridicarea nivelului de salarizare a locurilor de muncă. Pasul 2. Tot campion de cursă lungă în business este și grupul de firme Cosarom pentru investițiile realizate anul trecut la una din firme. Este vorba despre modernizarea unui combinat de creștere a porcilor Suinpro de la Roman, unde au fost investiți peste 60.000 de euro. Fondatorul afacerii Neculae Apostol a arătat că în ultimul an de zile au fost create 250 de noi locuri de muncă și că cifra de afaceri va ajunge până la sfârșitul anului la 250 de milioane de euro, la 250 de milioane de euro de la 180 de milioane cât a fost anul trecut. Bă, e bine. Bă, oamenii noștri, deci oamenii de afaceri a noștri, dar cu adevărat oamenii de afaceri, nu aia care au tăiat fabrici și le-au dat la fier vechi și se numesc oameni de afaceri. Nu. Ăștia, care cu adevărat au ridicat-o de jos, cumva, era un abator pârlit, așa, înainte de a fi domnul apostol. Și uite, Cosarom. Integrata era dată pe faliment, nu avea nicio treabă. Și uite, Terox Prod. Și altele. Oameni de afaceri din ăștia care fac lucruri de muncă. Cosarom a intrat deja pe piețele europene, iar produsele sunt apreciate pentru calitate. Foarte bine. Societatea se pregătește să intre pe piața chinezească, iar pentru asta urmează să fie făcute alte investiții pentru mărirea capacităților de producție. Băi, chinezii sunt mulți și mănâncă mult. Adică, ei nu mănâncă probabil ca persoană, că îi vedem că nu sunt mari, dar sunt mulți și trebuie să mănânce. Da? Ar fi bine să poftim nenică de aici. Înainte era o fermă de vite și era una și la Stolniceni. Dacă ne ducem acum la Stolniceni, unde mai sunt fermele aia de viței? N-au mai sunt. Sunt niște blocuri acolo pentru cu apartamente, ar fi trebuit să fie pentru intelectualitatea satului construite așa în viziunea lui Ceaușescu. Adică profesorii, inginerii la fermele alea zootehnici trebuiau să stea acolo. Niște dărăbărători sunt acolo, Cosarom a intrat deja pe piețele europene, iar produsele sunt apreciate pentru calitate. Societatea se pregătește să intre pe piața chinezească, iar pentru asta urmează să fie făcute alte investiții pentru mărirea capacităților de producție. Mai mult, conducerea grupului a fost invitată la discuții de Banca Centrală a Chinei și reprezentanții unui fond de investiții pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor în această zonă. Bravo! Neculae Apostol spune că e vorba despre o piață foarte dinamică din punct de vedere a investițiilor, în timp ce România nu reușește să construiască autostrăzi. Păi nu-i rușinea rușinilor, nu-i râsul curcilor. Oameni de afaceri reușesc să atragă bani și tu, guvern, dacă, indiferent care guvern ai fost, nu reușești să faci centimetri de autostradă pe an. Nu-i râsul curcilor. Centimetri de autostradă pe an și te superi cu oamenii sunt în diaspora și votează. Doamne! Neculae Apostol spune că e vorba despre o piață foarte dinamică, da? Am mai spus. Tot în cadrul galei campion în business a fost prezent și Mihai Miron, unul dintre oamenii de afaceri de succes din România. Deloc din comuna Stolnicen Părăjescu, el este președintele Consiliului de Administrație și director general la Rofarma SA.
Menționăm că cele două societăți din Pașcan sunt printre mari contribuabili atât la bugetul local, cât și la bugetul de stat. Domnule, să mai fie din astea, să mai fie din astea. Ședința Consiliului Local Pașcan cu 30 de puncte pe ordinea de zi, taxele și impozitele locale pentru anul 2016, rectificări bugetare și investiții, consilieri noi. Cătălin Gojocaru scrie pe btv.info. Legislativul pășcănean este convocat din nou în ședință ordinară pe ordinea de zi, fiind înscrise 30 de proiecte ordinare de hotărâre. Dezbaterile sunt programate în ziua de 29 octombrie la ora 10. Ședința va începe cu raportul de activitate a administratorilor de la REAGCL, cel cu privire la pregătirea sistemului centralizat de încălzire pentru sezonul rece. Vor urma o serie de rectificări bugetare, atât pentru primărie, cât și pentru instituțiile subordonate, precum și a listei de investiții. În acest fel vor fi redistribuiți banii disponibili pentru a fi cheltuiți până la sfârșitul anului. În aceeași ședință ar urma să fie completată componenta legislativului local după cele două demisii înregistrate în această lună. Astfel, în locul lui Bogdan Alex ar urma să depună jurământul Irina Ioan, iar în locul lui Enea Nicolae va veni Eugen Chiriac. Bravo! Bravo, votați! Consilier, da, fiți cu mintea la ce trebuie să votați. Menționăm că pe ordinea zi se mai află planul de ocupare a funcțiilor publice, dar și proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul 2016. Tot în ședință de pe 30 ar urma să fie aprobate repartizarea unor locuințe ANL și revocarea unor hotărâri prin care Consiliul Local s-a constituit în parte civilă în dosarul agrocomplex aflat pe lorul în alte curte de cazați. Hai de mine cu agrocomplexul ăsta când aud, Doamne, 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 Doamne. Și ce cât o să-și apăruia ala. Așteptăm? Așteptăm? Nu putem comenta. Se reia licitația pentru noul sediu al Bibliotecii Pașcan, peste 100 de cereri de clarificare din cauza proiectelor greșite. Cătălin Cojocaru pe btv.info. Cititorii pășcăneni mai au de așteptat până când vor păși într-un nou sediu al Bibliotecii Municipale. Procedurile de achiziție publică a lucrărilor de amenajare vor fi reluate de la un capăt după aproape un an de zile de tergiversări. Aceasta deoarece proiectele și documentațiile tehnice înscrise în licitație au fost greșite și insuficiente, motiv pentru care firmele interesate au cerut informații suplimentare. Au fost înregistrate peste 100 de cereri de clarificări, motiv pentru care documentația a fost retrasă și urmează să fie completată, spune primarul Dumitru Pantazi. În câteva săptămâni de zile, dacă nu vor fi și alte piedici, ar urma să fie reluată licitația publică. Dacă nu vor fi contestați, este foarte probabil ca până la sfârșitul anului să fie semnat contractul de execuție cu firma care câștigă licitația. Asta înseamnă că din ianuarie 2016, chiar dacă este iarna, să înceapă lucrările de amenajare a noului sediu. Băi, e bine, pentru că este vorba de amenajări interioare, e bine dacă începe din ianuarie, e bine. Edilul municipiului spune că anul viitor municipiul Pașcan va avea cu siguranță o bibliotecă nouă, pentru că sediul vechi stă să se dărâme. Abia aștept, abia aștept. Menționăm că începerea acestei investiții era programată pentru acest an. Consilierea a alocat deja suma de 300.000 de lei, iar valoarea totală estimată a investiției este de peste 1,12 milioane de lei. Noul sediu al bibliotecii urmează să fie amenajat la mezaninul blocului G2 pe o suprafață utilă de aproape 478 de metri pătrați. În noua locație nu vor încăpea toate cărțile bibliotecii. Din acest motiv, o parte din depozitele de carte, care adăpostesc peste 135.000 de volume, vor fi mutate în subsolul primăriei Pașcani. Tot acolo este și arhiva instituției. În prezent, Biblioteca Municipală din Pașcani este desfășoară activitate într-o fostă casă boierească construită la începutul acestui secol. Dr. Schnark era atunci. De atunci n-au mai avut loc niciun fel de lucrări de renovare, iar acum este în pericol să dărâme. Păi, da, cum se renovezi, era ce, au avut bugete pentru așa ceva. Bine, că o reușită lăs și o construiască atunci. Și două știri frumoase, repede, de pe realitatea.net. Guvernul aprobă rectificare bugetară, cine pierde, cine câștigă. Planul rectificării bugetare a doua din acest an a fost aprobat astăzi într-o ședință specială de guvern. Azi demnă cine câștigă. Ministerul Sănătății, 360 de milioane de lei, care acoperă mărirea cu 20% a salariilor pentru întreg sistemul de sănătate și, de asemenea, cheltuielile suplimentare necesare pentru medicamente și programele desfășurate de Casa Națională de Sănătate. Ministerul Energiei, 93 milioane de lei, 80 milioane de lei pentru plata ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri și 12 milioane pentru exproprieri, pentru continuarea activității de exploatare și cărbune și sprijinirea activității de producție a energiei electrice. Da.
Ministerul Transporturilor, 120 milioane de lei obligații care se țin de subvenții. Ministerul Agriculturii, 750 milioane de lei și 100 milioane de subvenții la motorini, 360, la 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 la. Autorităților locale, 1 miliard de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, 500 milioane de lei pentru repararea drumurilor județene și comunale. Bă, da, acum le dai înspre iarnă, băi, ce să facă oamenii acum, ce repară? Ministerul Dezvoltării, 1 miliard de lei pentru programul regional de dezvoltare rurală, pentru încălzirea marilor orașe unde există un plafon de 700 de milioane de lei, din care primăriile se pot împrumuta, a precizat Ponta. Ministerul Educației, 270 milioane de lei, în special pentru finanțarea învățământului superior și programului de burse. Bă, da, mărire ceva pe la sănătate, ați spus că dați 25% la noi, nimic, nu? Sponsorizați, mărire? Nu. Da. A, ce întreb un profesor în țara asta? Mai dei și mari cu copchii, nu știu, să mai înveți carte. A, să vezi, fii un popor prost, e mai bun de condus. Ministerul Afacerilor Interne, 270 milioane de lei, SRI, 140 milioane de lei. Băi, n-am nimic cu serviciile astea, dar parcă li s-au dat rectificări peste rectificări și bani peste bani. Adică tot li s-au dat. Tot li s-au dat. Și când e vorba de ceva... Așa, a așteptat să plece femeii ca să arunce bomba. Ce spune Teodorovici despre salariile bugetarilor? Tot pe realitatea.net. Domnul ministru de finanțe, impactul legii salarizării în sectorul bugetar nu este cuprins în deficitul bugetar anunțat pentru 2016 la sub 3% din PIB, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice. Potrivit estimărilor făcute de Consiliul Fiscal, acest impact este la minimum 1,3% din PIB, la 100% din PIB. Ministrul finanțelor spune că impactul bugetar al noii legi a salarizării nu a fost estimat încă. Nu este inclusă legea, doar ceea ce s-a aprobat până în prezent de către guvern, de către parlament și măsurile care vor fi marți aprobate în ședință de guvern. Include și majorarea de 5% pentru pensii, anunță ministrul muncii și majorările salariilor la profesori și medici. E bun că este prins cumva și majorarea de salarii la noi și la medici. E bun, bă, în sfârșit mai faceți voi ceva. Dar când o să faceți voi salariul la minim, cât cheltui statul român cu un om lipsit de libertate? Când o să fie justeția asta? Bineînțeles că pentru asta trebuie să crească și eficiența muncii. Bineînțeles, pentru că dacă nu-i munca eficientă, că asta este o regulă în economie, dacă munca nu e eficientă, păi te duci la... tu plătești 100 de lei ca să produci de 80 de lei, nu reușești să faci niciun fel de eficiență, așa că trebuie eficientizată munca pentru ca să poată să crească. Deci ai cheltuit 100 de lei și produci 200 de lei pentru ca să ai o mărire de încă ceva, nu? Ca să poți să mărești. Dar eu mă gândesc că e bine de atras investițiile și multe bretele peste munți de autostrăzi. Astea sunt importante investițiile întâi în țara asta. Autostrăzi, legăm toată țara, să o legăm așa, munții ăștia să fie ușor de trecut, pentru că doamna Cepalis, de exemplu, de aici, din Pașcaniul nostru, se poate să-și ducă în Europa, în 24 de ore, toate scaunelele care le face pentru copii. Și domnul de la Cosarom, apostol, se poate să-și ducă mărfurile, cărnuța și cărnița și mezeluțul și toate, să-și-l poată duce și în Franța și în peste tot. Așa, repede, pac, nu trebuie să stea pe niște drumuri din astea, să meargă. Nu, să meargă așa, întins, că am mai spus, faci 24 de ore până la graniță în România și 24 de ore traversezi, în 24 de ore traversezi Europa. Păi și al n-ai pe treabă, România nu-i cât Europa. Nu-i, e atâta. Și nu vor să aducă investiții. Nu, fug de investițiile astea, dar critică pe ceilalți. Și când sunt ceilalți, nu contează care ceilalți. Când sunt ăia la putere, nu aduc investiții, dacă se poate, dacă ar putea fura tot ce ține de investiții, și ăștialți stau și fură, nu-i bun, când venim noi să vedeți ce o să facem. Pac, vin ei. Nu o să aduc investiții nici atunci. Așa, cu țărăita, câte ceva. Ăștialți iar se rotește, eu nu fac. Băi, dar n-ai bine treabă, nici fiecare care se rotește și vine în partea elaltă nu reușește să facă, să atragă investiții. Nu reușește. De parcă investițiile astea, știți, oameni buni,
investițiile astea odată atrase, faci locuri de muncă, e mulțumit poporul, te votează. Eu nu înțeleg de ce ei nu pricep chestia asta. Te votează poporul, stai la putere, stai la putere, e bine pentru tine, stai la putere, stai pe scaunul ăla de putere de acolo. Dacă nu faci investiții și le-ai furat, nu stai nici la putere, mai stai și la mititica, mai vine și un DNA după tine, ți-e și frică. Nu poți să pricep. Nu-i mai bine să faci investițiile și să fie bine pentru popor? Când ești așa, cu pieptul deschis în lume, nu-ți trebuie SPP, n-ai nevoie de cheltuit cu serviciile prea mult pentru SPP-uri, pentru aia, nu, fie frumos, dai mâna cu omul, știi omul că te fericite, domnule, domn prim-ministru, domnul senator, domnul deputat, foarte bine, uite ce bine trăiesc eu. Nu, domnul, să trăiesc, domnul senator, am avut o fabrică, nu mai am, nu. Domnul senator, bravo, bravo, uite, a fost o fabrică, este o fabrică aici, merge bine, s-a dezvoltat, mai este o fabrică în partea, ai știut, domnule, cum s-a duce investiții în oraș, e foarte bine, domnule, ai luat legătura oameni de afaceri, între oameni de afaceri, știi că a naibii treabă, ei sunt și politicieni, dar și oameni de afaceri o parte dintre ei, oi, ce oameni de afaceri, și când e vorba de afaceri cu statul, nu știu cum, parcă acele sunt și mai buni și mai dulci, dar, uite, când ei se pricep să facă afaceri pentru ei când fac afaceri cu statul. Dar când e vorba să facă afaceri pentru stat, stau. Știu, în schimb, bine să-și pună oameni bine, sus, proptele, chestii. Asta știu. Asta sunt exact metoda comunistă. Hai să-l punem pe ăla, hai să-l punem pe ăla, altia lui ăla. Țineți minte că era o butadă din asta lui Toma Caragiu, ai pe cineva, știi? În care ai pe cineva, dacă ai pe cineva, hopa sus. Dacă nu, hopa prin concurs. Oricum, concursul se ține joi și postul e ocupat de marți. Ai pe cineva. Asta merge foarte bine și în România noastră de acum. Pentru că ai pe cineva, schiciul ăsta a fost butada asta lui mica sceneta lui Toma Caragiu. Momentul ăla vesel era prezentat la Revelioane și probabil prin anii 70, 75, 74, că cu tremurul din 77 Toma Caragiu s-a dus. Deci undeva între 70 și 77 a fost și schiciul ăsta. Ai pe cineva? S-a văzut de atunci că proptele, oameni întinși, cum, noi, peste noi n-au trecut atâția ani? N-au trecut 40 de ani? N-au trecut. Înseamnă că revoluția s-a dus degeaba, dar de fapt, dacă ne uităm, uite, pe realitate aici, spune că deja nu mai cercetează, clasează dosarele revoluției, pentru că aceea e revoluție. Adică, da, uite, ia să vedem, că reclamele astea mă omoară când deschid și eu ceva, dar nu e nicio problemă, trebuie să mai facă și ceva bani și alții. Ia, o văd pe doamna Udrea foarte mândră, dar dosarul revoluției a fost clasat procurorii. S-au tras focuri de armă pe fond de stres și de oboseală. Băi, ce vorbești? Pe ce fond de stres și oboseală? Procurorii militari au hotărât ca dosarul Revoluției României din 89, în urma căreia sute de persoane au fost ucise și alte câteva mii rănite, să fie clasat, anunță un comunicat al parchetului, printre motivele invocate de procurori pentru deschiderea focului se află stresul și oboseală. Dar militarul, cum spunea, să vină luptătorii antiteroriști să-i chemăm pe aia din Moscova. A? Nu era stres și oboseală? Când l-a luat și l-a chemat pe Troțca, pe uslașul ăla, că să vină la Ministerul Apărării, că sunt teroriști, și când la ăștilalți care păzeau, la soldații care păzeau Ministerul Apărării, le-au spus, uite, bă, ăia sunt teroriști și i-au omorât pe toți antitero de la noi. Cam cum a fost? Nu se știe, nu, el era stres și oboseală sau dezinformare și dorirea să se facă 60.000 de victime, cum tot se spunea prin pe atunci, 60.000 de victime, 60.000, 60.000 de oameni. Așa vreau să ajung la 60.000 de oameni. Ia ca s-au ajuns la 1.000 și ceva, dar-s vieți omenești și mulți copii au murit atunci. Cum adică? Pe fond de stres și de oboseală e totul? E pe fond de stres și de oboseală. Da. Cred că un Brucan era pe fond de stres și oboseală. Dumnezeu să-l odihnească acolo unde este. Cred că un Iliescu nu știe decât era pe fond de stres și oboseală. Și un Petre Roman cred că nu știe nimic despre evoluție. Tot pe fond de stres și de oboseală. Dar ce să facem? Trebuie să mai așteptăm, dragii mei. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Înțelepciunea românului de pe urmă. Și nu uitați duminică. Să vedem acești doi politicieni
care vin în Pașcani, ce au de spus. La ora 12:30, la Casa de Cultură. O seară frumoasă, un weekend frumos și pe săptămâna viitoare. La revedere!